cu cât înveți mai multe bacterii, cu atât îți dai seama cât de expus ești când existi, când respiri, când da. Inulină! Se reată cu pneumonie. Deci dacă vă arăți în toată camera, cred că o să vă faceți cruce pentru că este nebunie totală, peste tot. Pentru că v-am spus că urmează niște săptămâni horror. A trecut nu foarte mult timp, dar a trecut cred că vreo 3 săptămâni de când am mai făcut daily sau weekly sau whatever și nu, lumina mea începe să devină roșie și nu știu de ce. În orice caz, faceți abstracție de asta, momentan. Astăzi este duminică și m-am gândit să fac un daily vlog pentru că o să ies și eu din casa astăzi, trebuie să ajung până la plața ca să ridic o comandă de la EMAG. Mă rog, cu filtre pentru cana filtrantă de apă, hashtag semi-viață de adult. Și dacă tot ajung să ridic comanda, trebuie să trec și... Ce trebuie să mai fac? Trebuie să mă uit de cadou pentru mami, preferabil, dacă găsesc ceva, pentru că am fost vineri la Unirii și n-am găsit nimic în H&M, n-am văzut efectiv. Erau super, nu știu, mohorâte toate bluzele alea, nu. Mă rog. Și dacă tot ajung la plața, vreau să intru și la farmaciatei și la bebetei, pentru că n-am fost niciodată și vreau să merg. Nu că aș avea ceva concret de luat, pentru că mi-am dat o comandă în vacanță, doar că știu că la bebetei sunt niște chestii foarte faine, niște fructe învelite în ciocolată, pe care le-am tot văzut eu recomandate de o tipă și pe care vreau să le încerc, să vedem cum sunt, mai ales că... încerc să mănânc mai sănătos și mai organizat relativ și mi-am impus eu așa niște reguli pe care să le respect, să nu mai mănânc prea multe dulciuri și mă rog, sper să îmi iasă, pentru că am ajuns în punctul ăla care nu mă mai simt confortabil cu mine chiar dacă m-am îngrașat un kilogram, doar că știți, atunci când scopul tău nu e să te îngrași, ci să slăbești și te îngrași, devine mai enervant și mai frustrant. Și nu înțeleg de ce se schimbă lumina asta în halul ăsta. Bine, cred că e din cauza că filmez cu geamul în spate, dar da, sunt foarte inteligentă. Și tot astăzi vreau să încerc să filmez și pentru TikTok, un fel de day in my life. Am filmat de dimineață câte cât. Și am filmat și cu aparatul, deci e foarte dubios că trebuie să filmezi cu telefonul și cu aparatul și e... Adică trebuie să filmezi și pe orizontală și pe verticală. Dar da, astăzi am multe de făcut. Miercuri am colocviu la micro, cu asta mă ocup de o oră. Am zis să iau o pauză de 10 minute ca să mai îmi relaxez puțin creierul. Mă rog, puțin.
așa vreau să termin toate bacteriile de învățat repetat. Am mai trecut o dată prin ele în vacanța de Paște, doar că ultimele LP-uri, cursuri, bacterii sunt destul de vagi la mine în cap și nu înțeleg de ce, cum nu înțeleg nici ce nu mă focalizează camera. Ok, better. Dar da, nu știu, sper să fiu ok la colocviu, mai am 4 zile. Astăzi teoretic termin încă o dată materia și apoi pot să mă apuc să repet constant, să-mi dau lucrări și să mai le reiau pe toată dată în 3 zile și sper să fie bine. Semestrul trecut am știut tot și am luat top 50, deci semestrul ăsta nici nu vreau să știu ce tot o să ne dea. În fine, trecem peste detalii, UFCD. Deja nu te mai enervezi când iei note pe care nu le meriți, gen... Da, mă rog. Nu mai zic nimic. Dar da, semestrul ăsta nu pot să zic că am foarte mari așteptări, pentru că semestrul ăsta nu cred că a contat la nimic nota din colocviu. Da, mă rog, să fie acolo, să fiu eu împăcată cu mine că nu învăța degeaba. Și da, astăzi mai am un plan să fac și niște histo și niște embrio pe care am început-o ieri și pe care n-am terminat-o pentru că era prea lung LP-ul și m-am plictisit. Bine, mai am vreo 15 slide-uri din 60, doar că deja ajunsesem la ureche internă și mi-a dat knockout, nu mai voiam să mai aud de embrio. Și ce mai am astăzi de făcut? Astea cred că sunt planurile în mare parte. Poate parea puțin, dar nu e chiar puțin pentru că programul meu e încărcat ca lumea. Și da, o să mă opresc aici cu vorbitul. Ne auzim mai târziu pentru că deja văd că nu mai vrea să mă mai focalizeze. Lumina nu ține cu mine. În fine. Da. Ca un update, am avut o, nu știu, invazie de coșuri. Și încă încerc să-mi dau seama de ce. Bănuiesc de ce, pentru că în vacanța de Paște am început să folosesc o chestie cu vitamina C. Și aia ar fi cam singura chestie schimbată în rutina mea. Și încă n-am renunțat la ea. Am zis că aștept să văd cum mai evoluează lucrurile. Și dacă se înrăutățesc, o să o papa de tot. Dar faza e că sora mea mi-a spus de ea că ea folosește și a scăpat de toate coșurile. Bine, eu cei drept nu prea mai aveam coșuri. Cam deloc. Dar, na, când te mănâncă în fund, te mănâncă în fund și trebuie să te scarpini. Dar deja acum nu se mai văd atât de rău. Mi-au apărut vreo 3 coșuri pe aici. 1, 2, 3. Dar acum am început deja să se vindece, sunt mai ok. Și, da. Mă întorc la Vibrio Colere. Este minunat. Cu cât înveți mai multe bacterii, cu atât îți dai seama cât de expus ești când existi, când respiri, când da. Da. Minunat. Ne vedem mai târziu. Este aproape ora 1 și mie a început să mi se facă foame. Așa că o să iau probabil o pauză acum cam o oră sau ceva de genul. Mă duc și îmi încălzesc ceva pentru că mai am ceva carne de pui prin frigider și iar am probleme cu lumina, nu. Trebuie să găsesc alt mod în care să filmez și să rezolv asta astăzi. Și apoi nu știu ce mai fac. Astăzi ar trebui să mă apuc să fac și puțin ordine și curat prin apartament pentru că m-am întors acum 2 sau 3 zile. Și n-am apucat să fac curățenie ca lumea. Și da, poate mă ocup de baie, apoi mă întorc la asta, la histo, pentru că mai am cam 4 pagini de curs și apoi termin și cu asta și mai departe ar trebui să mă ocup și de embrio. Și asta să fie tot pe ziua de astăzi, probabil. Dacă mai am chef, poate mai fac niște flashcard-uri la micro. Și cam atât în mare parte pe ziua de astăzi. Mă rog, v-am spus, trebuie să ajung și la plața și aia cred că o să fie așa un moment de respiro pentru că I need it. Ziua de ieri și ziua de astăzi au fost foarte, aș spune pline, dar cumva
trag destul de mult de mine pentru că mă simt leneșă și nu înțeleg de ce m-am apucat. De fapt, nu e neapărat lene, doar că probabil m-am săturat de micro, în modul că am tot repetat și învățat săptămânile astea și tot nu-mi intră cap anumite lucruri și mă enervează și mă frustrează și... Da, asta e. Și în seara asta trebuie să mă scol și pe păr. Mâine aș vrea să filmez niște clipuri statice, ca să le spun așa. Mi-am scris niște idei și să vedem ce o să iasă. Dar, da, mă duc să mănânc și vedem ce facem mai târziu. Cred că am apucat să viară pe cameră, dar au apărut în sfârșit bujorii și sunt absolut superbi. Eu sunt genul de persoană care e nebunită, efectiv, după bujori și luna mai, cred că e luna mea favorită, datorită faptului că apar bujorii. Dar partea nașpa e că, nu știu, de data asta, prietenii mei au nimerit niște bujori care au murit destul de repede și ea, când mi-a adus, bine și drept era joi, când mi-a adus și azi duminică, nu erau înfloriți, nu erau blund. Și astăzi am început deja să le pice petale și le-am schimbat de 3 ori apa. Deci, na, anul trecut mi-a luat niște bujori care cred că mi-au ținut aproape o săptămână jumate și au fost efectiv superbi, erau roz. Eu prefer culoarea asta, doar că ea roz miros mult, mult mai fain. Da, în orice caz e ora aproape 5, nu știu, 4 jumate și o să mă duc să mă pregătesc eu ca să plec la mall. Și da, m-am ocupat destul de mult de histo, apoi am mai lucrat puțin și acum e vremea pentru o plimbare totuși, pentru că e foarte, foarte însorit afară și pare super fain. Din păcate nu e foarte cald, așa că probabil tot pantalon lungi o să-mi iau sau bar nu am sincer nici o să mă îmbrac. Dar rămâne de văzut. Sper să fie ok și să nu se întunece, mă rog, să nu se noreze mai târziu când ies eu afară. Prima dată în 2 luni în care am verificat ea poștală și toate chestiile astea de ea. Prima dată, practic, când m-am mutat. Super! Casa funerară! Casa funerară! Da, o să trebuie să fac curat pe aici. În altă ordine de idei, am trecut și pe la farmacia Tei, unde am stat, cred că, jumătate de oră la coadă. Mă rog, e prima dată când am fost la farmacia Tei, până acum am dat doar comenzi. Și, da, mă rog, m-am dus în mare parte pentru că voiam să găsesc chestiile astea pe care nu le vedeam pe net, dar le vedeam mereu recomandate de o tipă. Sunt ceva, mă rog, astea sunt afi nevelite în ciocolată și am mai luat de la altă firmă. Astea nu mai știu, că au fost în jur de 6,50 lei și astea sunt cireșe în ciocolată. 5,50 lei și sunt curioasă cum sunt, să văd dacă sunt bune, dacă sunt ok, tot din categoria de papa dulce chestii. Am luat ciocolata asta albă cu cocos, care teoretic e fără zahăr, dar mă rog, probabil are alții îndulcitor, da, mă rog, are maltitol, what the hell is this? Inulină, se reptă că sunt pneumonie, da, nu mă lăsi în seamă, dar la mine urmează coloviul la micro și când aud chestii legate de, nu neapărat bacterii, dar reacțiile lor, mi se prinde așa beculețe. Da, în fine, am luat-o, curioasă cum e, nu știu, a fost cred că 7 lei, deci am cât de cât pretenții de la ea și de la categoria de față nu mi-am luat mare brânză. Am intrat mai mult pentru un SPF, pentru că eu am un SPF, doar că am un SPF pentru bebeluși, pentru că știu că la protejează mai bine decât SPF-urile pentru adulți, pe care l-am folosit vara trecută și ok, pentru că eu personal nu mă machez, adică nu folosesc fond de ten decât foarte, foarte rar, deci pentru mine era ok, că nu aveam nevoie să fie pe post de bază de machiaj. Ce-i drept iarna, nu, din păcate nu mi-a intrat în rutină să-l folosesc zilnic. Dar sper să reușesc să introduc asta în rutina mea. Și mi-am luat acest SPF de la Aven, care, na, din ce am reușit să citesc acolo și din ce am mai citit pe net înainte, ar trebui să fie destul de ok. Cred că a fost în jur de 50 sau 60 de lei, ceea ce cred că e cam prețul normal pentru un SPF. E 50 plus
Și, na, fără parfum, nimic special. Oscilam între asta și între una care era anti-aging, dar de fapt deja folosesc foarte multe chestii anti-aging și nu vreau să-mi încarc inutil tenul ca na. Și ăla am impresia că nu era water resist, ăsta e water resist, deci ar trebui să fie ok, sper să fie ok. O să văd cum se comportă, e pentru pielea sensibilă, ca mea, mă rog, dry and sensitive skin. Eu am tenul mix, nu e chiar uscat, dar fiind sensibil am tendința să folosesc chestii pentru tenul sensibil, chiar dacă sunt pentru tenul uscat. Și mă rog, mi-am luat încă un acid hialuronic de la Revox, e a doua sticluță pe care o iau. Așa, pentru că la prima am trecut deja de jumătate și o să se termine curând și am zis că dacă tot stau atât la coadă, măcar să mai iau încă unul. Asta la farmacie te iei în jur de... e 22 de lei. Eu prima dată l-am luat din DMS, acolo era 30. Deci la farmacie te le găsiți mai ieftin. Ce surpriză, nu? Și cam asta am luat astăzi. Am fost... nu neapărat cu minte, dar nu aveam nevoie de alte chestii și încerc cumva să mă abțin din a cumpăra chestii inutile. Și mi-a reușit în ultima perioadă. Sunt mai focusată așa cumva pe savings, nu știu ce m-a apucat. Dar mi se pare așa ca un concurs cu mine, însemn să văd cât cheltuiesc sau cât nu cheltuiesc. Deci da, cam asta am luat. Eu am fost de fapt să-mi ridic o comandă de la EMAG și... astăzi am vorbit cu mami și mi-a spus că se poate să fi comandat niște filtre pentru cana de apă care să nu fie bune, pentru că și-a luat și-a la un moment dat și erau mici. Și e dubios pentru că e de la firma de la care e cana și arată exact la fel, că am comparat pozele cu, mă rog, poza de pe EMAG cu poza filtrului, pentru că altundeva efectiv n-am găsit la EMAG, doamne, în Oșan n-am găsit și pe alte site-uri n-am văzut, adică... asta era cam singura variantă și știu că și mi-au spus că au comandat ai mei pentru cănile de acasă, au comandat pe EMAG. Deci nu știu, sper să fie bune, că am luat și două. Deci dacă nu sunt bune o să fie foarte interesant, că nu știu ce pot să fac cu ele. Dar, da. O să mai îmi termin de scris LP-ul la Embryo în seara asta și apoi cred că mă bag pe relaxare și pe stat, pentru că I need it, trebuie să-mi organizez cum trebuie săptămâna viitoare, pentru că Începe nebunia, se apropie sesiunea, peste 3 săptămâni am primul examen, cred, da, cam așa, vineri pe, nu știu, 27-28, cam așa vine, și trebuie să fac ordine și în cameră, pentru că este nebunie completă, inclusiv în dulap, am uitat să intru în Pepco să-mi iau omerașe, știam eu că am uitat ceva, omerașe pentru pantaloni, pentru că am o mare problemă cu ele, că niciodată nu mi-ajung, dar o să văd eu ce și cum o să fac. Da, mă duc să mă schimb și să fac puțin ordine pe aici și apoi mă apuc de treabă ca să termin cu embriul și să-mi iau de pe cap. Update, sunt bune filtrele de apă, deci nu mă gândeam că o să fiu atât de fericită. Bine, ideea e că eu și cumpăr apă, dar și folosesc cana destul de mult pentru că eu beau foarte mult apă. Cred că am zile în care beau și 4-5 litri. Pe asta o țin de obicei în cameră și mai am și o sticlă lângă pat. Mă rog. Mai complicat. Dar da, momentan voiam să încerc chestiile astea. Pentru că mine trebuie să mai dau încă o fugă în plața ca să rezolv cadoul mamii. Pentru că eu m-am uitat niște chestii doar că sora mea era la serviciu și până să vadă ea mesajele mele, adică până când a ieșit de la serviciu, eu ajunsesem acasă. Așa că o să mă mai duc mâine și ea a zis că i-a plăcut ce mi-a plăcut și mie cel mai mult. Deci este bine. Dacă nu-i place lui mami, am văzut oricum la Orsay. Orsay avem și noi în oraș, deci cred că poate să schimbe liniște acolo și să așa altceva ce-i place, I guess. Dar da, dacă sunt bune chestiile astea, o să trec să mai iau mâine și dacă tu îi trimii cadou acasă, o să le trimit și lor. Poate le plac. I don't know. Oleu. Da, sunt efectiv super mari și super puține. Da, nu știu la ce mă așteptam. Am și azi bune, chiar sunt bune. Mă așteptam la asta. Încercam să calculez că 12 cireșe care au 80 de grame. Ce-ar veni undeva la 6 grame una. Deci undeva la 25 de calorii una. Nu știu dacă e mult sau puțin, dar sunt bune rău.
Chiar sunt bune astea. Mm-hmm. Mm. Ok. Și să vedem și astea. Aveam mai multe variante de la amărăști. Eu pe astea le știam, de fapt. Pe astea le-am văzut în timp ce le căutam pe astea, pentru că nu le găseam și a trebuit să întreb pe cineva. Dar mă bucur că le-am găsit și pe alea, că sunt chiar bune. Și am același gramaj, da. Astea, dar mai micuțe că statine, e normal, e logic. Nu înțeleg nici astea, dar le prefer pe astea. Probabil e chestiune de gust. Dar sunt chiar super bune. Și ca să fiu sinceră, te îndulcești calme de la ele, chiar dacă sunt cu ciocolata amăruie. Adică eu acum după două astea nu aș mai mânca, sincer. Ceea ce e bine. pentru dorința mea de a nu să am uit. Dar da, o să trec... O să mai trec mâine, dar o să trec dimineața la 10, pentru că astăzi la ora 6, duminica, era full. Nu știu ce a fost în capul meu, chiar nu știu ce a fost în capul meu. Bine, am trecut mai multe ori pe treia să-mi ridic comanda de la EMAG. Dar da, chiar super bune, bine, recomand. Cred că o să iau două punguțe din astea pentru mine, că sigur prietenul meu o să le devoreze și el, că nu o să le guste. Dar măcar sunt cât de cât sănătoase, cât de cât. Sau cel puțin e ceva dulce care nu e atât de caloric. Deci, da. Acum chiar mă duc să mă schimb și să mă apuc de treabă. Deci dacă vă arăți în toată camera, cred că o să o faceți cruce, pentru că este nebunie totală peste tot. Și cu asta să-mi ocup seara. Trebuie să rearanjez totul ca să încep săptămâna în forță. Și da. În dulapul meu, mă rog, în partea asta cu... broche, fuste, pantaloni, este haos în partea aia, pentru că efectiv mi-am scos hainele din bagaj și le-am pus pe toate acolo, mirele să le mai pun pe umerașe. Și da, e efectiv haos, 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 haos. Deci trebuie să rezolvăm asta. One is done, nu mai rămâne jumătate de cameră, am terminat de aranjat dulapul. Și înainte să îmi spună cineva, să-mi sară în cap că nu am hainele călcate, nu calc hainele decât atunci când le îmbrac. Unul, pentru că nu-mi place să calc și din comoditate, practic. Și doi, pentru că nu văd sensul pentru care aș sta să calc toate hainele și să le port, nu știu, peste un an sau whatever. Așa că eu de obicei cu o zi înainte îmi planific cam în ce mă îmbrac, când știu că trebuie să ies, și apuc să le și calc. Acum, Ana, fiecare face cum vrea până la urmă. O să vă arăt puțin cum am aranjat. Nu cred că vedeți o mare diferență. Dar pentru mine e, pentru că era haos, haos, haos. În partea asta am tricouri, bluze, whatever. Apoi am lingerie, în punga aia nu mai știu ce am. Și apoi am teoretic maiouri aici și, da, un hanorac, parfumuri și pulovere. Apoi am pantaloni de pijama și... Eger, chestii de sport și apoi bluze și tricouri. Mamă, ăsta e prea greu. Pentru acasă și pentru sport. Și cam ăsta e motivul pentru care mă vedeți mereu în aceleași tricouri. Pentru că după ce le spăl, le pun deasupra și le iau tot pe alea. E destul de logic. Dar desertarul ăsta e plin. Adică pe acasă chiar am o grămadă de tricouri pe care nu le mai port altcineva. Acolo nu vă arăt ce e, că e... acolo n-am aranjat. Nu sunt haine, sunt efectiv alte chestii. Și în partea asta, oarecum partea mea preferată, aici am halate și scraburi, trebuie să mai comand niște scraburi, pantaloni, rochii, fuste, de toate, pentru toți. Mai am pe aici niște bluși pe care nu prea îi port și pe care nu mai aveam unde să-i mai pun pe umeraș. Șosete și acolo e pijama o prietenului meu. Și cam atât. La săptămâna viitoare trebuie să-mi fac timp să aranjez și dulapul celălalt, în care nu am implicit haine, am jachete, sacouri, geci, paltoane și genți. Și cel puțin la genți este haos, pentru că le-am dus și pe astea pe care le aveam aici în cameră, le-am dus acolo, le-am îndesat în dulap. Și da, trebuie să aranjez și acolo. O să mă apuc să-mi aranjez toate cărțile și caietele care sunt înșirate pe birou și pe masă și peste tot. Mi-aranjez și patul, mă rog, îl fac cât de cât să fie aranjat, că oricum o să-mi bag în el și o să se strice la loc.
Și după mă apuc să-mi fac programul pentru săptămâna viitoare, pentru că v-am spus că urmează niște săptămâni horror. Eu vreau să mă gândesc, nu știu cum o să le aranjez pe toate, mă refer treburile pe care le-am de făcut, dar îi dau de cap până la urmă. Aici mi-am pus toate caietele la antrenează sinapsele, așa, acolo e o declarație, vor fi răspundere, și trebuie să văd, știu că asta e început, am unul pe aici care e început și știu că mai era unul, nu ăsta. Ocazia asta le vedeți și voi pe toate, nici ăsta. Că e declarația, neimportant. Nu îmi spune că aici erau. Da, deci mi-am căutat schemele astea de la Embryo ieri, toată ziua, cred că 2 ore și nu le-am găsit. Doar aici m-am gândit să le caut. Ok. Asta știu sigur că n-am scris și asta cred că e ăla cu EKG-ul, super. Și aici, da, tot îmi pică flori din bujori, nu știu dacă vi-am arătat, cred că vi-am arătat astăzi și, na, ataite, n-am ce să le fac. Încerc să nu-i ating prea tare, dar tot aici o să pun astea și după ce arunc și florile, cândva, nu știu, cred că le mai țin o zi sau două, că ăsta văd că pică săracul de tot, da, superb. O să șterg și masa cum trebuie de praf și debarasez tot, mă rog, nu debarasez totul, că pe astea nu prea am unde să le pun decât dacă le duc în camera cealaltă. Și da, și astea sunt carnețelele. Momentan am început doar unul pentru că l-am împărțit pe mai multe secțiuni. Cred că l-ați văzut și pe Insta și pe vloguri. Deci da, termin și cu masa, o adun ca să am mai mult spațiu și mă ocup și de birou după. Thank you.